Anul 2014 le aduce giurgiuvenilor noi majorări în ceea ce privește taxele și impozitele în noul an fiscal. Astfel, acestea vor crește cu până la 15% pentru clădiri și terenuri. Decizia nu a fost luată de conducerea primăriei sau a Direcției de Taxe și Impozite Giurgiu, ci de guvern. Chiar dacă la începutul lui 2013 primarul Nicolae Barbu împreună cu directorul instituției colectoare de taxe susțineau că impozitele nu se vor majora pentru anul în curs, astăzi în cadrul conferinței de presă nu au mai putut spune același lucru pentru că legislația în vigoare nu le mai permite. Vestea proastă vine mai degrabă din faptul că trebuie să le modificăm pentru că în altă conjunctură acest lucru nu l-am fi făcut. Vreau să vă spun, pe lângă faptul că aceste valori impozabile se vor modifica cu până la 15% pentru anul fiscal 2014, guvernul mai lăsa la atitudinea unităților administrativ-teritoriale și posibilitatea de a actualiza cotele adiționale cu până la 20%. Acest lucru nu-l vom face. Totodată, Laurențiu Țintea susține că încasările în ceea ce privește taxele și impozitele sunt în creștere cu 10% față de aceeași lună a anului trecut. O nouă majorare nu ar face decât să ducă iar la o scădere masivă a încasărilor. În anii în care s-au modificat taxele și impozitele, pentru anul fiscal următor, a crescut, ce-i drept, cu procentele respective. Dar în anii imediat următori, lucrul acesta nu s-a mai văzut. Este o euforie să crezi că vor crește an de an pe baza acestei creșteri. Gradul de încasare scade atunci când taxele cresc. Bugetul local ar avea de câștigat în cazul în care parlamentarii ar adopta legea privind suspendarea permiselor de conducere în cazul neplății amenzii. În acest moment se înregistrează un nivel de 60% a ratei de încasare a amenzilor. Potrivit conducerii Direcției de Taxe și Impozite Giurgiu, peste 6.000 de somații au fost trimise către datornici numai în luna decembrie a anului trecut.